Vă rog, ștergeți. Nu mai e mentalist, este scamator. Da. Scamatorul Denis. Așa, foarte bine. Mersi mult, apreciez. Deci vă rog frumos să treceți acolo. Nu e loc de șmecherie, e loc de scamatorie. Scamatorie, da. Merge? Da, o să, da. Uite, o să pun și pe Facebook chestia asta. Da. Scamatorul Denis face mărire, poate pentru băieți, ai vreun truc, vreo... Mărire de ce? De IQ? De IQ. Uite aici cum stă cu cărțile la buzunarele, la tot. Am văzut că te-ai uitat, dar nu facem cu cărți prima dată. Cu ce facem? Prima dată nici măcar nu este magie sau scamatorie, este doar un exercițiu de atenție. A. Vreau să văd dacă voi mai sunteți atenți. Nu mai sunteți la ora asta. Ce să mai fim? Ne-i cu arcanul. Nu, uite, e simplu. Ce este asta? O sfoară. Și sunteți foarte aproape și e foarte ușor să fiți atenți. Da. Și o sfoară are câte capete? Două capete, logic. Da. Adică n-are cum să adică aibă... lucrăm la două capete. Da, nu poți să aibă mai multe. Ar fi... Are trei, văd. Stai, o luăm de la început. Ai vorbit prea repede, Flix a uitat la mine și o luăm de la început. Orice sfoară are două capete, corect? Da. Da? Păi acum are patru. M-ați emoționat. Stai un pic să facem altfel, fii atent. Dacă avem patru capete, înseamnă că avem câte sfori? Două sfori. Da. Vezi? Uite. Și acum e logic, da? Două sfori cu patru capete. Ah, da. Vezi? Și ăsta e capătul numărul 1, numărul 2, numărul 3 și ăla de jos e numărul 4. Da. Deci avem două sfori cu patru capete. E una acum. Stați puțin. Fii atent ce facem. Da. Ca să nu ne mai încurcăm în capete, da. Uite, o să fac chestia asta așa și o să pun capetele în buzunar. Bun, cele două. Corect? Cele două capete în buzunar. Bun. Și acum, dacă am pus capetele în buzunar, cum este sfoara? O bucată întreagă. Fără capete, adică da, da. Adică n-ar putea să aibă capete. Păi stai, unde-s capetele? În buzunar, n-ai văzut că le-am pus în buzunar? Stai un pic. Hai să stați să vă arăt cum se pun la loc. Știți ce trebuie să faceți? Tu știi unde ești bun? La legat și dezlegat relații. Da. Că știi cum e, când se rup relațiile, vii tu și le... Bianca Drăgușanu și Bodi cu tine. Auzi, dacă am cununile legate, vin la tine. Și la flică, tonul sensoară. Dă-i... Iată cum se pun capetele la loc. Trebuie să căutați un punct pe sfoară, unde capetele pot fi asimilate. Uite, de exemplu, undeva aici, vezi? Așa. Vezi? Uite, undeva aici. Și acum, uite, o să facem așa. O să pun asta aici pe sfoară. Da. Și până tot ce trebuie să faceți e să trageți așa foarte încet. Și să nu știi că bași capetele la loc. Și sfoara se desface, vezi? Doamne, așa bag eu cap în poză. Nu, a fost prea repede, pe bune, a fost prea repede. Nu, dar stai să vă mai arăt o dată, fii atent. Uite, o să facem așa cum am zis, pun capetele în buzunar. Da. E, și aici, de fapt, eu trișez. Pentru că ce nu vedeți voi, eu fac o mișcare foarte rapidă cu mâna dreaptă, capătul pleacă din buzunar, urcă pe sfoară și ajunge în mâna mea stângă. Pă bune. Și acum tu ai capătul în mâna stângă? Uite, pe nu, întâi trebuie să facem așa, vezi? Asta se cheamă mic direcție. Și capătul urcă pe aici? Urcă pe aici și ajunge la mine în mână, vezi? Ia o pastă. Și uite, poți să te uiți și la ea, adică nu vreau să crezi. Nu, măi, că suntem... Până acum era frică doar de coronavirus. Acum mi-e frică și de sfor. Sfoară, am înțeles. Mamă, ce sfor tragi tu, Doamne, doamne. Dar trebuie să fii în Parlament acum să tragi niște sfor cu votul guvernului. Ești căsătorit? Da, de ce? Nu faci de alea acasă, în noza aia de la, să nu tragă soția apa? Nu, că nevastă mea, de fapt, e dintr-o familie de cer și știe, adică e foarte greu să mai păcălesc. Și după 30 de ani să mai păcălesc și femeia... Dar la voi cum vă certați, sincer, e circ acasă? E mare circ. Zic vecinii, a venit circul în oraș când îi aud că se ceartă, că știm. Da, da, da. De fapt, știu vecinii unde e circul deja. Adică exact. Mai... Tai bilete. Noi nu facem reclamă, da. E foarte simplu că nu facem reclamă. Deja știe toată lumea unde e circul în scară. Da. Bun. Hai să vă mai arăt ceva, trebuie să ne așezăm. Ha, ne pui pe scaun? Da. Ia loc unde... Unde să stăm? Unde ne pui tu acolo? Unde vreți stați? Unde... Da. Eu nu mă feresc, adică n-am. Adică și dacă mă prindeți, mai bine mă prindeți voi decât să mă prindă altcineva. Exact, poliția, de exemplu. Exact. Așa? Da. Ia. Și uite ce o să facem. Știi ce e asta? Uite-te la ea. E o ventuză de aia, de un lipești de gresie baie și faianță și atârni prosop. Nu, e un device japonez de ultima generație. Înăuntru are un microchip și aici unde te uiți tu are o microcameră. Și fii atent la ce putem să o folosim. Să bagi... Jucați cărți. Da, eu mă oftic la cărți, știi. Da? Jucați cărți. Și uite ce poți să faci cu asta. De exemplu, mai ales acum că e virusul, e foarte important, știi, cărțile s-a atinse de multă lume. Da. Și ca să nu mai pui mâna pe cărți, vezi, poți să le iei cu asta. Ce tare. Acum o să zici că ce se întâmplă dacă s-a așa, vezi? Vezi, poți să iei și mai multe. Înțelegi? E ventuză de cărți. Și poate să facă, nu e ventuză, e un device japonez. E un device japonez cu cameră încorporată. Și acum, ventuza tiki, asta. Poți să tai și pachetul cu ea, vezi? Foarte tare. Acum ea a tăiat,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cărți. Da. Știi de ce a tăiat 13? Că mâine vine 13. Nu, pentru că noi n-am învățat-o câte să taie. Dar fii atent, putem să o punem așa. Spune un număr până la 10. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ea acum ea nu știe de fapt să numere, dar memorează înălțimea teancului, știi? Vezi? Mamă, are sensul. Și uite, luăm astea 7 cărți, le punem aici. Da. Luăm device-ul. Să nu spui că a luat 7 fix. Ia, păi învățam, mă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asta poți nu poți să număr la bancomat banii cu asta? Nu știu, n-am încercat. Zi-mi un număr între 10 și 20. Hai să încercăm, vreau să încurcăm. O trece în clasa a doua. Da. 19. 19. 1, COVID 2, 19. 3, 4, 5, 6, da. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aha, e de okay? Muncă. Și acum știe, hai. Punem astea aici. Așa. Hai de las. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Bă, dă-l, dragă, acum, stai un pic. Știu ce credeți în momentul ăsta. Că fac eu ceva și ea, de fapt, nu face nimic, așa e? Vă gândiți că eu fac, da. Sincer, nu? Da. Vă gândiți că ea nu este un device japonez, este o chestie de aia nebună care o pui în baie. Auzi, asta și știu unde a fost, la Hiroshima și la Nagasaki, că e radiată rău, ești nebun. Fii atent ce o să facem. Fii atent ce o să facem. Taie pachetul undeva unde vrei tu. Uită-te, uită-te la cartea asta. E un popă. Arată-o și la cameră. E, un as. Un as, da? Pune-l aici. Ia restul de cărți, pune-le peste. Așează-le frumos. Acum nu mai pot să spun că am făcut nimic eu. E corect? Ia device-ul. Și ai văzut cum am făcut eu? Dai pe cărți și le dai deoparte. Nu contează, lasă-l așa, că e, lasă-l așa. Lasă-l jos. Lasă-l, nu o deslipi. De ce pui mâna strigi, mă? Și se vede unde a tăiat, da? Acum tu n-ai atâta experiență. Ce carte ai avut? Un as. Un as? Hai, vezi? Ți-am zis că eu nu fac nimic? Bă, dă-l dracu de aparat. Băi, dar nu-l mai da acolo, că lasă-l unde e. Cum? Să-l mai dă acolo, mai, avem, mai e și postul mai avem în timp? Cum să avem, nu? Mai să avem, nu mai contează avem nimic. Avem cât timp vrei tu. Ia, numără și mie ăștia. Nu lucrează decât cu euro și yen japonezi. Da. Dar nu l-au învățat la lei. Mă... Probabil și voi, nu știu, dar nu m-ați întrebat încă, dar probabil gândiți, cum s-a apucat cineva de magie? E bine, eu prin clasa 8-a, da, aveam un prieten care nu exista noțiunea de magie la vremea aia. Spunea, hai să-ți arăt ceva sau hai să-ți arăt o șmecherie, știi? Adică chiar nu, magia ne-a fost impusă de termenul de magie, a fost impus ca Halloween-ul, știi? Adică exact, zis, bă, da. Hai să fie cu magie. Hai să fie magie, da, că sună mai frumos. E, și uite, aveam un prieten... Și de fiecare dată îmi făcea chestia asta. De câte ori ne întâlneam să-mi jucăm șeptică, Macau sau nu știu ce, zice, hai să-ți arăt ceva. Și uite, uite cum făcea, fii atent. Vreau să, doar să te gândești la o carte din astea din mijloc. Să mă gândesc sau da, una, doar din, să te gândești. Una afișată acolo? Da, doar să te gândești. Așa. Nu vreau să mi-o spui, da? Iată. Și acum fii atent. Cum făcea el chestia asta? Știi că acum profit, nu aveam în cap să fac chestia asta, dar vreau să profit de tine acum. Să mai profite și bărbați. El făcea jocul ăsta pe, știi aia când ne jucam față ascunsele, m-a trimis mama și tata, nu știu ce, știi? La școală, în clasa 4. Da, și făcea o chestie de genul și făcea, m-a trimis mama și tata. Dar uite, ca să nu zici că poezia aia este magică, vreau să spui tu o poezie, dar care să aibă cumva cadența de la oda asta, de la Antante, Dizemanepe, știi chestiile alea? Aha. Și zi-mi ceva ce-ți vine ție în cap. Noi suntem prietene de 2000 de secole, fără să încercăm cu asta. Din Oceanul Pacific. Păi nu, stai. Nu, lasă-l pe el cu URSS, că sună bine. Deci, URSS. Noi suntem prietene de 2000 de secole, fără întrerupere. Mai zi-l o dată. Încă o dată? URSS. Noi suntem prietene de 2000 de secole, fără întrerupere. Ok. E, și acum făcea așa. Așa? Da?
Le rupea. Le rupea. Și acum fii atent. Era aproape sigur că în pachetul care îl ținea în mână era cartea ta. Și uite, o să-ți arăt cărțile una câte una. Aștept să le trec mai multe ca să nu crezi că îmi transmiți cartea. Și îmi spui dacă e a ei sau nu, da? Uh-huh. Ok? URSS mă doare picioarele. URSS nu este aici. Nu. Nu este aici. Nu există așa ceva. E bine, ceva. Nu, stai că nu, nici lui nu ieșea din prima. Și cred că nu merge cu RSS-ul. Cred că nu merge cu... Păi că nu mai există un RSS. Nu, cred că tot cu aia facem. Era șase de neagră, de asta nu l-am regăsit. M-a trimis mama și tata la școală, să ghicesc unde 4. E piatra. Pietricica de argint este în mâna aceasta. Aceasta. Nu mai contează, era aia cu RSS pe urmă. Nu știu unde știa asta cu RSS-ul. A prins. Așa? Așa. Hai că ne-ai făcut de nu mai înțelegem nimic. Și acum? Stai. Și acum chiar cred că e aici, fii atent. M-a trimis mama și tata să ghicesc unde e cartea. Cartea mea era precis rătăcită prin Paris, pentru că la tine mână nu e în astă săptămână. Nu este? Net. Nici acum nu e? L-ai stricat. Ei, și pas. Fii atent. Paolo. În momentul ăsta, el făcea o chestie. Îmi spunea așa, ai fi impresionat dacă cartea ta ar fi prima din pachet? Da. Ce carte a fost cartea ta? 6 de negru. Dar nu e? Nu e. A, stai că am uitat, am pocnit din degete, n-am pocnit nimic. Haide mă, dacă acum... Pocnea din degete, el, fii atent. De 3 ori. Gata. Gata, a pocnit el. Da. A, deci asta era șmechere. Și așa făcea el. Nici acum, crede-mă că nici acum nu știu cum făcea. Nici noi. Nici noi. Habai n-am cum făcea. URSS. Da. Nu știu cum făcea. Băi, îți mai trebuie ventuza aia? De ce? Ventuza, de ce o vrei tu? Vrea să meargă la bancă. Sfoara aia îți mai trebuie? Da, îmi trebuie. Vreau să-și lege Popescu pantalonii cu aia. Și sfoara și ventuza îmi trebuie. Și nu vreau să ți-o dau. Negociem noi cu tine să ne spui care-i trucul din spatele poveștii astea. Mulțumim mult pentru că ai venit alături de noi în dimineața asta. Îți mulțumim mult. Unde eu te găsesc cei care vor să fie... Oriunde scrie Cristian Denis pe internet, Facebook. Deci, Cristian Denis, pericol la public. Facebook, magicianul da. Cristian Denis pe Instagram, site-ul este cristianmagic.eu. Nu avem spectacole, că ne-a încurcat corona ca pe toți. Nu știu când o să le avem. Dar nu avem evenimente. Lucrurile vor reveni la normal, sperăm cât mai curând, ca să ne bucurăm unii de ceilalți.